Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă a lumii, a suferit o ruptură de ligament și va rata ultimele două partide ale României la campionatul european de handbal feminin din Franța. Din păcate, diagnosticul Cristinei a fost confirmat de către Federația Română de Handbal. Capitanul echipei naționale va continua să fie alături de echipă la Paris, iar staful medical analizează toate opțiunile pentru o recuperare cât mai rapidă. Cristina Neagu a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook. Dragilor, vă mulțumesc pentru mesaje și susținere. Din păcate, veștile nu sunt deloc bune. De ce mă temeam, nu am scăpat. Ruptură de ligament încrucișat anterior. Mă încearcă multe gânduri și sentimente, dar tot ce pot să fac e să merg înainte. Rămân alături de fete până la final și visul meu continuă prin ele. Neagu s-a accidentat la genunchiul drept în minutul 51 al partidei dintre România și Ungaria, terminată cu scorul de 29-31 miercuri seara la Nancy, când a aterizat greșit la un duel cu Simioneta Planeta. Interul stânga ar putea fi indisponibil mai multe luni, iar acest lucru va afecta și echipa de club, CSM București, calificată în grupele principale ale Ligii Campionilor. Selecționerul Naționalei României, Ambros Martin, a chemat-o de urgență la lot pe Bianca Bazaliu de la CSM București pentru a acoperi postul de interstânga.